Ne este greu, te înțeleg, e o neputință. Nu mi-am făcut, mi-ai dat Diana niște direcții, n-am putut să mă țin de ele. Te înțeleg, e din traumă. Diana, am o agitație mentală, te înțeleg, e din traumă. Te-am înțeles și apoi urmează și în terapie, te-am înțeles, înțeleg că ți s-au întâmplat toate astea din niște experiențe nefericite care au fost poate de cele mai multe ori în familia de origine sau acum, după un divorț, după o despărțire, după în timpul relației pe care o ai și nu ți este prielnică. Te înțeleg, e bine și că vorbești. Hai să vedem cum putem din dramatizarea asta, din rolul de victimă, din neputința ta, cum putem să transferăm un pic, să facem o acțiune concretă, una. Singura care te scoate din traumă este acțiune. Călătoria, vehiculul, cum vrei tu să-l numești, instrumentul care pe tine te va duce către schimbare, va fi psihoterapia, ghidată de cine? De un mentor, de un psihoterapeut, da? E un grup de suport, ai nevoie acolo de ceilalți oameni, de întâlnirile de suport, ai nevoie să te pui în context. Scap de narcisist, ajungi către eliberare. Cum? Prin acel instrument.